vârsta joacă un rol crucial în evaluarea șanselor de reușită ale fertilizării in vitro. Pacienții care au primit această indicație trebuie să o privească ca pe tipul de tratament care crește foarte mult șansa de obținere a sarcinii în momentul respectiv și nu ca pe o variantă de luat în calcul în ultimă instanță, pentru că odată cu timpul pierdut ne lovim tocmai de factorul vârstă și de importanța crucială acestuia în șansa de reușită. Hormonul antimiulerian, în strânsă legătură cu vârsta și cu numărătoarea ecografică de foliculi antrali, stabilește schema de tratament folosită la fertilizarea in vitro, personalizată în cazul fiecărei paciente în parte, așadar are influență directă asupra șanselor de reușită. AMH-ul este hormonul pe care îl evaluăm printr-o analiză de sânge și care ne arată rezerva ovariană a pacientei în momentul respectiv. Apelăm la varianta donării de ovocite atunci când, din diverse motive, precum vârsta, intervențiile chirurgicale la nivelul anexelor uterine sau probleme medicale ale pacientei, împiedică în mod repetat obținerea de ovocite, indiferent de schema de tratament folosită. De altfel, trebuie utilizată ovodonația și în cazurile în care, din motive legate în mod evident de calitatea ovocitelor, se obține embrion neviabil.